Astăzi pornește la drum o nouă ediție a Ligii I la fotbal. Jucătorii pregătiți de Marius Mudică vor evolua duminică 22 iulie la București, în compania Rapidului. Dacă în ultimele patru confruntări giuleștenii s-au impus, de această dată vasluienii sunt hotărâți să traseze disputa de partea lor. Pentru partida cu bucureștenii, antrenorul galbenverzilor se confruntă cu ceva probleme medicale, Cânu, Zmeu, Balaur sau Temanjera neputând fi folosiți din cauza accidentărilor. În aceste condiții, un 11 de start ar putea arăta astfel: Coman, Milanov, Celeban, Varela, Sălăgeanu, Endoie, Caue, Antal, Sâmârtean, Stanciu, Wesley. De partea cealaltă și Ioan Ovidiu Sabău, tehnicianul gazdelor, are mari bătăi de cap. Dacă Coman, Marcos Antonio, Alexa sau Deac au părăsit gruparea giuleșteană, Herea sau Marius Constantin, recent transferat de la FC Vaslui, nu vor putea juca din cauza accidentărilor. Dat fiind aceste absențe, un primul 11 al Rapidului ar putea arăta astfel: Albuț, Rui Duarte, Abrudan, Oros, Milisavlevici, Roman, Texeira, Grigorie, Surdu, Pancu.